N-ai azi ești pregătit pentru lumea de dincolo. Am fost în America. E o țară de un capitalism feroce. Păi și atunci de ce chemat aici? Vreau să-mi pregătesc posterioritatea. Bă, neanelu, că uite ce flori frumoase aici, de la fani? <laughs> de la fan curier personal le-am comandat. O, oh, dar și lumânări, frumos! Să se mai încălzească vecinii, se anunță o iarnă grea. Plus, vreau să se vadă că este ceva activitate și la mine la criptă. <laughs> asta criptă te Asta da, mor de săraci! <laughs> Toată viața mea am fost sărac și cinstit. Hai, lasă-mă cu vrăjelele astea! Spune ce vei să fac, că am de lucru de nu-mi văd capul! Dar... Unde ai treabă? O, lasă mă în pace, că Țirea nu normal, mă. Trebuie să fac acum mansard de la cavo. Și-o fac cu două etaje, dar acum mai vrea nebunul, mă. A zice pentru început să începem cu 2-3 saci de pământ. 2-3 saci. Să te astupăm bine. Apoi aș dori să repari banca aceea de acolo. Ce vrei să vină să spargă semințe oamenile aici? I punem senzori, iar când se așează tovarășul pe bancă, după 5 minute începe banca să cânte internaționala. Sculați, voi oropsiți ai sorti. Ok, ok. Mai apoi? Mm ezit. Oare să facem o statuie cu mine în mărime naturală aici, la margine? Oh, termină și hotara, că că mori înaintea tău. Vrei să punem și o cruce mare așa de marmură neagră? Nici chiar așa. A uitat că tu ateu la tine, Atunci vrei să te ardem? Cum să mă ardeți? Păi să te ardem, să te facem cenușă, oricum țara ai făcut-o paraf și pulbere. Dar zi, o punem pe tantinina deasupra sau pe tine deasupra? <coughs> Măi, animalule, te rog să nu fii pervers. <coughs> Bun, 2-3 saci de pământ să te astupăm bine, niște ciment să fim siguri că rămâi acolo, niște lemn și niște șuruburi de la cred că pun din alea de gips carton, că alea sunt mai bune, așa, și punem și a, fierbeton, să fim siguri. Bun, altceva? Dacă e ok așa până acum, dai 500 de lei și de mă apuc. Dar la ce atâta grabă, tovarășe piști? Păi, eu știu când ți se trezește să mergi în concediu, all inclusiv. Poate în 2060, nici nu mă gândesc. Și pe ce lăsăm pământ așa bun aici degeaba ta? <coughs> Poate să-l închiriem. Are piști de... Te rog. Putem să facem easy box. Adică? Adică comandă lumea de pe internet tu ce mare și vine și ridică culetul de aici. Plus că e liniște ta. <coughs> Uite, o idee foarte bună. O, no, eu zic că îl dăm pe 20 de ani așa închirie și... Lejer. Da, bun, dar după aia ce facem? După aia prelungim contractul. Mi l-ai lăsat tu mie veci? Oh. bine, hai că vin! Domnul Țiriac, auziți la mine, am idee de easy Box.